Haideți! Oh, mi-e silă. Haide, opriți, opriți. Bucat. Joseph, a fost o masă extraordinară. Pur și simplu am văzut negru în fața ochilor, nu am știut cum să reacționez, eu sunt o fire vulcanică, doar că știu să mențin locul și nu are sens să mă murdăresc pentru niște furnici. Brigitte, pastramă și invitații lor au gustat preparatele voastre și au votat. Rezultatul votului îl are Brigitte. O înțeleg perfect pe Raluca și nu vreau ca să comentez. E decizia ei, eu cred că și eu aș fi făcut la fel. Echipa care pierde este în pericol de eliminare. Noi o să pierdem. Sunteți pregătiți să aflați care este echipa câștigătoare? Da! Da! Brigitte, te rugăm. Vreau să vă spun că a fost foarte greu. Rezultatul a fost foarte apropiat între echipa albastră și cea roșie. Cred că am votat cu toții obiectiv. M-am gândit cu siguranță că îi voi influența negativ faptul că eu fac parte din echipa roșie, deși știm cu toții că sunt răutăți la mijloc. Apreciez arta culinară și am simțit emoția voastră pe care ați trăit-o în aceste ore aici pentru noi. Și vă mulțumim! Mă ia puțin cu tahicardie. Nu știu cine o să câștige. Eu am încredere în preparatele noastre. Sper să câștigăm noi. Oh. E albastru. Wow, țineți-vă bine. E albastru. E albastru. Echipa câștigătoare este... Dar vreau ca echipa albastră să știe că a fost doar o mică diferență. Ca la fotbal. Cartonașul roșu, ieși afară. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Echipa câștigătoare, echipa roșie! Mi-aș fi dorit să fie toți membrii echipei roșii să se bucure împreună pentru că ați făcut o echipă. Eu am crezut că o să fim descalificați din cauza că Raluca este în echipa noastră, dar nu. Mă bucur că Brigitte nu a ținut cont de faptul că Raluca este alături de noi în echipa roșie. Noi vom pleca și sper ca celălalt concurent să vi se alăture. Ați dovedit că sunteți mai buni. M-a ales mușchiul de vită, a fost nota 1000. Cu asta ați câștigat. Și bineînțeles, mi-a plăcut foarte tare la fachecu. El, când era în relație cu mine, a mâncat de foarte multe ori și cu siguranță i-a povestit că fac cel mai bun lava cake. În viața mea n-am mâncat un lava cake atât de bun ca în această zi! La nimeni nu-i place să piardă și noi n-am făcut o treabă rea. Pur și simplu, ceilalți au făcut o treabă mult mai bună. Mulțumim, Brigitte Pastrama! Mulțumim și baftă continuare! Și Florin Pastrama, mulțumim mult, da? Mulțumim! Noi am fost o echipă, într-adevăr, eu am fost cam răutăcioasă.